Parcurgem în prezent o perioadă caracterizată de o secetă prelungită și de debite și niveluri mici care se înregistrează pe cursurile de apă. Această situație este cauzată de lipsa precipitațiilor, acesta fiind un efect al schimbărilor climatice și a încălzirii globale. Observăm că lipsa apei sau insuficiența acesteia este la fel de periculoasă ca și excesul de apă. Și de aceea noi monitorizăm în permanență cursurile de apă și fenomenul de secetă, astfel încât să gestionăm cât mai bine această situație. Din punct de vedere al situației hidrologice, care se înregistrează pe teritoriul de activitate al Administrației Bazinale de Apă Jiu, pot să vă spun că din datele primite de la stațiile hidrologice, pe cursul de apă Jiu, debitele și nivelurile au fost staționare sau în scădere. Aș putea să vă exemplific, de exemplu, în secțiunea Podari pentru râul Jiu, debitul caracteristic pentru această lună ar trebui să fie 72,6 metri cub pe secundă, iar noi avem un debit înregistrat de 20 de metri cub pe secundă. Iar estimarea până la data de 25 iulie este că Dunărea va fi în scădere atingând 2000 de metri cub pe secundă. Aici vreau să vă spun că nu e prima dată, ne-am mai confruntat de-a lungul anilor cu astfel de situații. În 1992, de exemplu, am avut 1580 de metri cub pe secundă, în 2003 1737, în 2011 1780, iar în 2018 1790 de metri cub pe secundă. Deocamdată știm ce se va întâmpla, prognoza dată de INHJ până în data de 25, apoi vom vedea, se poate ca Dunărea să mai scadă, lipsa de precipitații determinând acest lucru. Bineînțeles că această situație are consecințe, are implicații în mai multe planuri. Aș vrea să mă refer la influențele asupra mediului înconjurător, asupra alimentării cu apă, asupra sistemelor de irigații, asupra navigației, în ultimul rând. Din punct de vedere al mediului, un debit scăzut și un nivel scăzut al cursului Dunării are implicații semnificative asupra ecosistemelor, asupra habitatelor unor specii de floră și faună care sunt dependente de apă. Pot să spun că nivelul scăzut al cursului de apă, coroborat cu înregistrarea unor temperaturi foarte ridicate, poate declanșa fenomenul de eutrofizare cu influențe negative asupra viețuitorilor, asupra peștilor. Din punct de vedere al alimentării cu apă, vreau să menționez faptul că pe raza noastră de activitate sunt două municipii, Drobeta, Turnu Severin și Calafat, care se alimentează cu apă din Dunăre. La Drobeta, Turnu Severin, sorburile sunt amplasate la o cotă suficient de adâncă, astfel încât chiar și la niveluri mici să nu fie probleme cu alimentarea cu apă. La Calafat, acestea sunt poziționate la o cotă mai puțin adâncă, dar în cazul în care din Dunăre nu s-ar putea asigura alimentarea cu apă, există o rezervă, o sursă de rezervă și se poate face din foraje. Din punct de vedere al irigațiilor, trebuie să știm că în cazul unei situații de urgență generată de o secetă hidrologică, regimul de restricții prevede că prima dată se reduc debitele la sistemele de irigații. Bineînțeles că ulterior, într-o a doua etapă, se reduc debitele la amenajările piscicole, urmează restricții graduale la folosințele industriale și numai în ultimă instanță, situații deosebite, se aplică restricții intermitente în alimentarea cu apă a populației. Cu toții să și fac pe această cale un apel să folosim în mod foarte responsabil apa, să luăm toate măsurile pentru eliminarea consumurilor care nu se impun, eliminarea risipei,
pentru că apa este vitală, apa este o resursă care este limitată și lipsa ei poate să ducă la consecințe grave. De aceea trebuie să fim foarte atenți, mai ales în această perioadă unde se suprapune acest deficit de apă cu aceste temperaturi foarte ridicate.